Ora 21 și 17 minute. La serviciul unic 112 se dă alarma. Un participant la trafic anunță că la Petru Vodă a avut loc un grav accident de circulație cu peste 10 victime care au nevoie de ajutor. În mai puțin de un minut, echipele de intervenție se pun în mișcare. La fața locului, scena dezastrului nu impresionează pe militar mai puțin decât o situație care ar fi reală. Știu ce au de făcut și procedează așa cum o fac la fiecare solicitare. Conform scenariului, la ora 21 și 16 minute un participant la trafic a acționat că s-a produs un accident rutier în care sunt implicate un microbuz și două autoturisme. Primele echipaje la fața locului s-au deplasat echipajele Gărzii Poiana Teiului, 13 pompieri cu două auto speciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. După efectuarea recunoașterii au constatat că sunt 15 persoane implicate, cerând aplicarea planului roșu de intervenție. Ulterior, la fața locului s-au deplasat echipaje ale detașamentului de pompieri Roman, Piatra Neamț și Târgu Neamț și echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță din toate cele trei orașe cu centre de primire urgență și al municipiului Piatra Neamț cu unitate de primire urgențe. După mai bine de două ore, se poate spune că victimele au fost preluate în siguranță și duse la cele mai apropiate unități sanitare. La fața locului, echipele de intervenție deblochează traficul, iar polițiștii pot începe ancheta. Practic, rolul unor astfel de exerciții nu este doar acela de a salva vieți, ci și o mai bună coordonare a tuturor forțelor care acționează în asemenea cazuri. Exercițiul a durat mai bine de două ore. Este un exercițiu de cooperare în care se îmbunătățesc relațiile dintre echipele care acționează, dintre Serviciul Județean de Ambulanță, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Poliție. Folosește tuturor instituțiilor implicate pentru a acționa oportun și operativ în acțiunile de salvare a oamenilor în asemenea situații. Astfel de exerciții au loc periodic în județul Neamț.